short and very beautiful video by Rusanda Kurka, who is an ArtsLink International Fellow a few years ago, and she made this beautiful video a couple of years ago, so it's a little, I think, outdated now perhaps, but what I wanted to show with this video is just the beautiful relationship she has with the land that she's inhabiting, the community in which she's based, and the artistic community across the country. She's based in Moldova, in a rural part of Moldova. The video is in Moldovan, so if your Moldovan's a little rusty, you might want to be able to be closer to the screen to read the subtitles. But Rusanda Kurka. Mă numesc Rusanda Kurka, sunt din satul Hârtop, Raionul Cimișlia, Republica Moldova. Din 2015 realizez proiecte culturale în calitate de codirectoare a Centrului de Proiecte Culturale Arta AS, iar din martie 2021 sunt directoarea Coaliției Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova, platformă națională de advocacy în domeniul culturii. În cadrul coaliției lucrăm pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru lucrătorii culturali independenți. Iar pe lângă asta, de câțiva ani, fac activism civic și de mediu în satul meu natal. Deși necesitatea de a coaliza sectorul cultural independent apăruseră încă 10 ani în urmă, am reușit să o facem doar acum, datorită crizei. Independenții întotdeauna au fost în criză, dar pandemia a acutizat-o și mai tare. Am scris o petiție către Ministerul Culturii prin care am cerut protecție socială și medicală pentru lucrătorii culturali independenți, la care secretarul de stat mi-a răspuns că majoritatea independenților sunt angajați în sectorul public și că nici n-ar avea pe cine ajuta, de fapt. N-am putut să contest acest răspuns pentru că nu există nicio statistică sau o bază de date despre acest sector. Ca reacție la acest răspuns, colegii mei de la Asociația Oberlicht au lansat proiectul Fondul Solidarității, în cadrul căruia au oferit, printr-un apel deschis, mini-granturi de suport artiștilor în dificultate. Iar organizația Arta Azi a încercat să-și plătească decent toți colaboratorii de atunci, peste 20 de persoane. Am fost printre puținii care au reușit să-și adapteze proiectele la condițiile pandemice și aveam resurse cu care să ne putem împărtăși. Deși acestea au fost acțiuni sporadice de solidaritate, ne-am dat seama că dacă nu vom deveni vocali și vizibili, nimic nu o să se schimbe. Iar lucrul în echipă, cu oameni foarte diferiți, în structuri non-ierarhice, e destul de complicat. Cel puțin pentru mine, care m-am obișnuit să iau decizii singură sau doar împreună cu colega mea. Și e multă muncă. Da, foarte multă muncă. În câteva luni de la fondarea coaliției, am reușit să ne implicăm în mai multe proiecte internaționale care prevăd cartografierea sectorului cultural independent, crearea unei baze de date online și organizarea mai multor discuții publice vis-a-vis de importanța culturii independente, despre solidaritatea între artiști pe fundalul pandemiei, statutul artistului și nevoia unui cadru legal care ar oferi protecție socială, despre decentralizarea culturii și crearea unui program de mobilitate internă care să ofere acces la cultură în zonele rurale. Pe lângă crearea și îmbunătățirea mecanismelor de finanțare a sectorului, vom insista pe crearea cadrului legal pentru parteneriatele publice civice, care ar prevede și ca instituțiile publice să se împărtășească cu spațiile lor.
Vom colabora cu experți, artiști și organizații similare din țările din vecinătate pentru a crea rețele de susținere mutuală. Spre exemplu, la anul vom găzdui în rezidență mai mulți artiști bieloruși, pentru că știți voi care e situația cu libertatea de creație acolo. Dar advocacy e și despre politicieni și birocrație și chestii gândite să facă lucrul nostru anevoios. Să cheltuim resurse prețioase de timp și emoții. Logica clasei politice nu s-a bazat niciodată pe crearea politicilor care să ofere sustenabilitate și reziliență tuturor sectoarelor. Și asta ne dorim prin campaniile pe care le-am pornit. Să dezvoltăm un sector cultural independent rezilient. Pe lângă asta, însă, mai coordonez împreună cu alte două organizații din regiuni diferite din țară Platforma Rurală de Educație prin Artă, Artă în Mahala, care se întâmplă în 10 sate, inclusiv în localități marginalizate. Timp de câteva luni, organizăm în aceste comunități concerte de muzică clasică, proiecții de filme documentare, ateliere de teatru comunitar, artist book, pictură, ceramică, tapiserie, fotografie documentară, DJ performance, etc. E un proiect foarte frumos și foarte drag mie, pentru că ajungem cu arta noastră în comunități unde n-am fi ajuns în alte contexte. E cumva proiectul care îmi dă speranță că vom schimba atitudini mult mai rapid, că vom putea crea comunități pregătite de a acționa solidar în fața provocărilor pe care le vom confrunta în urma schimbărilor de mediu. Din păcate, Moldova este în topul țărilor cu risc sporit de secetă și tot aici se ard masiv deșeurile vegetale. Sper că ne vom învăța să ne prețuim, protejăm și refolosim resursele. Până la urmă, nu avem nevoie de lideri puternici, ci de comunități reziliente. La asta muncesc împreună cu colegii mei. Pentru că în asta văd sensuri. Iar să găsești sensuri în secolul 21 e o mare fericire. Mă numesc Rusanda Curcă, trăiesc în satul Hârtop și sunt artistă agricultoare.